Nu vreau să mă opresc aici, vreau să merg mai departe. Visul meu este să ajung la Jocurile Olimpice. Mă bucur că am reușit să scriu istorie și această medalie frumoasă este la mine în mână. Visul meu a devenit parțial real. Desigur, fiecare sportiv visează la titlul de cel mai suprem, de campion olimpic. Eu am ajuns aici și am văzut că este posibil. Nu vreau să fac promisiuni, dar o să încerc ca la Olimpiada din Las Vegas să sparg gheața și să fiu prima sportivă din Republica Moldova care obține aurul olimpic. Indiferent că este argint, pentru mine este cel mai scump metal din lume și nu se compară cu niciun fel de aur. Este cea mai scumpă medalie pe care am obținut-o vreodată și cu toate că am obținut titluri de campioană europeană mondială, această medalie nu se compară. Am simțit susținerea oamenilor de acasă, susținerea oamenilor din sală. Am primit mesaj chiar și de la președintele țării. Pentru mine asta este o mare onoare. Pentru mine este ceva mare, pentru că știu pentru ce am trecut cu Anastasia. Sunt foarte bucuros pentru ea că a obținut această medalie mult așteptată și meritată. Cred că sunt cel mai bucuros soț de pe planeta aceasta. Este o bucurie enormă, atât pentru noi ca antrenori, cât și pentru întreaga țară. Ne mândrim cu acest rezultat și sperăm că la Los Angeles Anastasia să devină campioană olimpică. Indiferent că este argint, sunt primită acasă ca și sunt numită fata de aur a Republicii Moldova. Pentru mine asta este cea mai mare realizare, pentru că sunt iubită de cetățenii Republicii Moldova și asta contează cel mai mult.